în ultimii ani de sărbători, bikerii clubului B-Zones RC Buzău și-au făcut un obicei frumos de a oferi copiilor defavorizați jucării, dulciuri, dar și haine sau încălțăminte, toate pentru a le face viața mai frumoasă. În acest an, în schimb, motocicliștii s-au gândit să aducă o rază de lumină celor 24 de bunici aflați în căminul pentru persoane vârstnice smeeni. Crăciunul și sărbătorile sunt mult mai frumoase atunci când de nicăieri și pe neașteptate ai parte de surprize și de veselie. Motocicliștii buzoieni s-au încărcat de cadouri și le-au dăruit seniorilor articole de îmbrăcăminte care să le țină de cald, dulciuri și băuturi răcoritoare, dar și câteva obiecte de uz casnic, printre ele un frigider, un mixer și 6 mese pentru servit în pat, necesare persoanelor care nu se pot deplasa. Cea mai mare fericire pe care au simțit-o bătrânii a fost aceea că s-au simțit din nou ca în sânul unei mari familii. Să nu ne uitați, le-au transmis bunicii darnicilor motocicliști. Sunteți bucuros de cadourile primite? Sunt bucuros că ați venit, vă mulțumim de suflet. Bucuros de toate, sănătate să fie. Ce vă dorești noastră cei mai buni în anul viitor? Și mulțumim din suflet că ne-ați vizitat. Sănătate multă! Să nu ne uiți! Pe lângă cadouri, așa cum cere tradiția, bunicii au fost colindați de către fetița unuia dintre membrii clubului. Întâlnirea cu seniorii a fost deosebit de emoționantă și pentru motocicliștii buzoieni, care s-au gândit să le facă o vizită de sărbători. Echipa de motocicliști a adus o mare bucurie bunicilor îngrijiți în cadrul căminului din Smeieni, de bătrâni din Smeieni. Sunt toți cuprinși de emoție, simțim că într-adevăr vine moșul și la ușa noastră, bunicii au fost și ei foarte cuminți și se bucură asemeni copiilor. Sperăm să vă mai aduceți aminte de noi și la anul și în orice zi sunteți bine primiți, pentru că nevoia de afecțiune și grija tuturor este cea mai apreciată de către bătrâni în orice moment al zilei sau al anului. Este prima pe care o organizăm la un centru de bătrâni și am zis să fie, hai să facem ceva diferit și e altceva aici. Vezi mult. Cumva te gândești, bă, când o să ajung la vârsta lor, oare voi fi aici sau voi fi în altă parte? Asta e primul gând, cel puțin la mine. Ce să simt? Compasiune față de ei. B-Zones RC Buzău, unul dintre cele mai importante cluburi de motocicliști din țară, a împlinit recent 4 ani, o perioadă în care, pe lângă activitățile curente, a organizat o sumedenie de acțiuni caritabile.